Ce introducere ne-a făcut, că aveam un fai. Bă, da, hai să vă pupăm. Bună! Bine ați venit, dragilor! Bogdan, uite, să luăm de aici, uite. Vă stă foarte bine intrând împreună pe o ușă. Intrând pe ușă. Pe ușă, da. La o emisiune. Scuze, să duc și eu totuși florile lui Cadmi și-l bani. Bună, Bogdan, tu mai devreme. Da, da, da. Ce bine arătați, hai aici să ne vadă toată țara. Să ne vadă toată țara, dar ce-ți așa de foarte? Bine aici, lângă mine, ce să fie, tu? Vă e frică să stați unul lângă altul mai aproape? Mă, sincer, acum să zic că... Frică de ce, Doamne iartă-mă, că nu mănânci oameni? Nu. Nu, asta zic. Mă, dar adevărul e, stați un pic așa, să mă uit. Ia, ia, ochiul. Stai să mă dau de aici din poza. Zici că am arbitru aici. E bine, mă, adică, dacă... Da, mă, da, uite, zici că ne-am vorbit. Francisca, e, nu e, voi știți, dar dacă nu e... N-ar fi rău, că e bine, adică, nu, ziceți-mă și voi. Dacă e, e bine. Dacă e bine, păi asta zic, uite, da, ce e un vibe incredibil. De te bravo. Mai zic, nu, hai să punem și întrebarea, că dacă nu punem întrebarea. Hai să punem întrebarea. Hai să punem întrebarea. Băi, de bunăvoie, cine e Siri? Doamne ferește. Că sunt oameni curioși și întrebarea trebuie să fie pusă la un moment dat de cineva și la televizor. În engleză o pui sau în română, ca să știm cum ne... Guys! 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 Oamenii sunt curious! Ok, ok. Să afle! În engleză! You two! Așa. Sunteți or you are not? Voi doi sunteți sau nu sunteți? Together împreună! Împreună! Păi am venit la vorbești lumea, aici suntem împreună lângă altul, asta spui? Mă, don't make... Aici da, auzi? Cum era? Don't make the smart with me! Don't make the smart with me! TJ! Hai, răspunzi tu, răspundeți-o! Hai să răspundem amândoi ca să fie fair! În același timp! Nu, nu știu. Poate aveți păreri diferite. Exact. Ceea ce pot să vă spun este că lucrăm împreună. Eu cu Miles, uite, e un băiat extraordinar. Ne înțelegem foarte bine. Avem aceeași echipă. Da. Ați văzut că facem... Miles, ce treabă facem noi pe TikTok? Milioane de views? Aia zic! Funcționează treaba, funcționează. Da. Suntem foarte bine, ne înțelegem super bine. Miles e un băiat extraordinar. E foarte frumos educat. Mulțumesc. E chiar un om mișto, sincer. Auzi, găsește-ți pe cineva care se uită la Francisca cum se uită sincer la ea. Și cu asta Eu nu am zis că ai pus o virgulă acolo, dacă ai zis e foarte frumos educat sau e foarte frumos virgulă educat. Este foarte frumos educat și am avut parte efectiv de un prieten și de un sprijin în perioada asta, pentru că eu n-am trecut... Cine? Acum nu vreau să mă ascund după să dau cotită. Eu n-am trecut pentru o perioadă ușoară. Mă, a fost fiert. Greu. Fiert, nu ți pare că e fiert? Ești un mediu. Spus și pe ce i-a spus imediat. Ia ați pus-o într-un colț. E fiert. A prins cu lanterna pe el. El săracul e acum. TJ, este frumoasă, educată, Francisca? Vă aduceți aminte când am venit prima dată la Vorbește Lumea? Da. Da. Și am făcut horror împreună? Da. Și am zis în ziua aia că Francisca e cea mai frumoasă. Vă noi suntem voi și voi și noi. Stai puțin. Vreau numai să vă spun că, într-un fel, s-a făcut check-ul complet, m-am întors înapoi la misiunea asta, tot cu Francesca, după ceva timp, interesant, știi? Mă, noi nu facem modern, dar și când facem. Să fie într-un ceas bun, Francesca. Fii atentă, că după, știi că după emisiunea asta, o să scrie toată lumea și iar mă sună și de-ai mei și bă, Francisca, ce-ați făcut? Ce-ați făcut? Deci vă zic așa, mergem pe indicii. Dacă în două săptămâni Francisca spune mereu, wow, be careful, e clar că un glumă cu TJ. Păi numai că eu cum sunt pe filmulețe. Eu înainte de... Da, așa, ai dreptate. Ai dreptate. Deci care chestia? Că asta cu wow, be careful, făceam, deci tu erai la Survivor în perioada aia. Deci eu am făcut un TikTok cu sound-ului. Bă, și-am făcut multe video. Auzi, dar ți-a plăcut la Survivor cum a prestat acolo? Bă, sincer, nu m-am uitat. Păi cum ai zis că ai zis? Nu m-am uitat, îmi pare rău. Nu i-a plăcut de mine la început. Sincer, era foarte antipatic la început. Toate marile iubiri așa încet. Nu puteam să-l supăr. Mă, i-a dat un răspuns. Noi știam, de eu cu Miles, ne știm dinainte de Vorbește Lumea, dar nu la mod oficial, ne știam... Pentru că la modul ăla... Voi ceați doar lung unul la altul, dar nu... Eu aș mai avea 30 de secunde să răspundă și TJ. Da. Și după aceea vreau să ne jucăm ceva drăguț. Ok, o zic în felul următor, ok? Mulțumesc că ce-ai zis despre mine. Eu o zic în același lucru despre tine. Ești o fată incredibilă, bună, good vibes, you know, e special. Și îmi doresc să nu sărim într-un loc unde... Să sărim levels. Vreau să mergem prin fiecare etapă, știi? Exact. Și dacă tu... ai ajuns să fii single pe piață, orice este posibil, dar în momentul ăsta noi lucrăm împreună și vreau să continuăm colaborarea profesională și poate,
poate, poate. Mamă, cine a plăcut? Gata. Noi eram babele satului, eram. Terminați cu mondenul, babele satului, gata. Deci că avem provocare. Fiți atenți. Facem două echipe. Eu zic așa. Eu zic TJ să faci echipă cu Lili. Yes, because I want to speak in English. Așa. Francisca, vino lângă Bogdan. Așa. Și facem pe următor. O să înceapă ei, o să înceapă ei doi. O să așezăm pe TJ cu spatele la plasma aia. TJ, vino aici. Fă puțin aici. O să jucăm, o să jucăm ghicește artistul, da? Este foarte simplu, l-ați mai văzut la noi la emisiune, le explic. Du-te lângă TJ acolo. Tot cu spatele acolo. Noi suntem o echipă. Păi nu, iată să-i explice lui. Trebuie să ne cântați, trebuie să-i cânt lui. Nu, trebuie să-i cânt lui, vino aici, trebuie să-i vezi. Trebuie să-mi zici. În spatele lui TJ vor apărea niște artiști. Voi trei de aici o să-i cântați piesele artiștilor respectiv. Într-un minut să vedem câți artiști reușește să ghicească TJ. Suntem gata? Fii atent, TJ. Să înceapă provocarea, ghicește artistul în 3, 2, 1, start! Hai. All the single ladies. All the single ladies. 1. Mai departe. Hai. Pe timpul nostru? Haide. Și pe muzica mea? Cine? Huda. Stai. Tranquila. 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 Dacă nu știi, dacă nu știi nimic. Bun, mergem mai departe. Următoarea poză. Următoarea e la J Balvin. Nu știu. Și cine e la fel? Ăsta e... Cine e la fel? Tu me partiste el corazón. Oh my God. Al corazón. Îl știu, dar e acolo. E... Deci are două ghicite. Francisca, mă bazez pe tine când faci măcar trei, da? Yes. Hai, prima imagine, da? Pune cronometru, un minut și pentru Francisca. Primul artist, start! Start! Sex bomb! Bun, un punct jos, bun! Bravo, bun. Mai departe! Dar noi nu trebuie să te ajutăm pe tine! Mai departe! Păi de-aia nu vom ajuta pe voi, da? Dacă vreți voi! Ce să doam, Dolly Parton? Căsuța la parte, eram să vă mășcăi mai sper! E o ea! E o, doamnă! Mă rog, adresa mea! Casa cu flori, Stada Speranță. Bine, hai, next. Zipa. Bine, zipa. Ascoina Chiriac, Supercoina, te pupăm. Aoleu. Cum să nu știi, Francesca? Mai departe, hai. Cine ăsta, mă? La care ați așa, nu știu. O să-i de la Backstreet Boys? Cum îl cheamă? Mysterious girl. Bă, dar ce dați, mă, atâte grele? Zipaz. Da. Nu, mă, că mai încă o șansă. Peter Andre era, nu? Peter Andre. Mai departe. Era cu tricou pe el, de-aia nu le cunoșteam. Hai să vedem. Așa. Let me entertain you. O știi pe asta? Come on, let me. Nu, nu, hai. Nu. Nu e. Ăla. 3, 2, 1, se termină timpul și... Francesca, trebuie să facem ședință. Bă, ce de Williams? Ce cum adică, cum adică da, lui dați Beyoncé și mie îmi dați... Nu, eu cred că la Smiley nu prea am avut puteai să fim egal. Vrea să recunoască ceva, fiți atenți. În momentul ăsta TJ vrea să recunoască ceva foarte important despre jocul de mai devreme. La Smiley. La Smiley mai șoptit și eu vreau să recunosc. Și ok, eu mi-am dat seama că e Smiley, dar prea târziu. Recunosc și eu că am șoptit. E 1-1. Așadar e 1-1. Nu, e 1-1. Egalitate, puteți să vă dați mâna. Filmați momentul. Stai un pic, trebuie să-l arătăm salutul nostru. Filmați momentul. Ăla e. Să ne învățați și pe noi. Super. Să ne învățați și pe noi salutul ăsta. Cum? Hai uite. Deci vii așa, așa sus. Atingi cu ăsta. Nu, pe aici, luăm aici pinky. Așa, asta. Și pe aia așa. Acum toate. Uite. Mamă, jos, sus, ia cu pinky. Ia cu pinky, ia aici sus și pe aia de cel de mână. Gata, gata. Bravo! Bine, păi vă mulțumim frumos, dragilor, sunteți absolut geniali, super frumoși, deștepți, talentați, toate lucrurile astea le știam. Știi cum e, că atunci când ești într-o relație, uneori mai e o pauză, dar uneori și când nu ești într-o relație poți să iei o pauză. Corect, auzi, dar știi ce? Acum oamenii ăștia cred că i-am bulversat mai rău decât erau înainte. Perfect! Bun, ne-ați arătat salutul vostru, vă mulțumim frumos că ați venit. Noi facem un salut special și asta înseamnă că luăm o scurtă pauză de publicitate.